Bună seara, dragii mei telespectatori, iată-ne din nou la emisiunea Om Bun, o emisiune în care discutăm de cele mai multe ori despre cele prezente azi și mâine, despre problematicile zilei, despre societate, de multe ori despre educație, fără să ne dăm seama, discutăm despre educație, nu neapărat cea instituțională și despre școală, ci pur și simplu despre educația generală. 16 aprilie, de-a lungul istoriei s-au întâmplat multe evenimente, dar trei sunt cele mai importante. În 73, deci în anul 73, cade Masada, una din cele mai importante cetăți evreiești. Cade sub armata cucerită de armata romană, asediată. Masada era o cetate pe un vârf de munte de piatră în mijlocul deșertului. Avea și rezerve de apă. Avea un izvor în mijlocul acelei stânci, așa că ea putea să stea ani de zile cu proviziile strânse acolo. De aceea a și fost construită, a fost construită de Irod cel Mare, ca un fel de bastion, ca un refugiu, dacă va fi vreodată asediat sau alungat și să aibă posibilitatea să reziste. În momentul în care evreii s-au răsculat împotriva Imperiului Roman, și asta au mai făcut-o de mai multe ori, nu doar o dată, dar despre anul 73 și despre această răscoală scrie chiar și istoricul evreu Iosefus Flavius, cel care a scris și despre Hristos și despre creștinism. El spune că evreii s-au răsculat împotriva romanilor pentru că nu voiau să plătească tributul. Țineți minte că și pe Hristos au vrut să-L prindă în cuvânt, cum spune Biblia, l-au ispitit fariseii când i-au pus banul în mână și au spus să plătim tribut. Uite, are capul cezarului pe el. Normal, fiecare monedă romană avea bătut pe o parte. Este cap și pajură, cum se spune. Ei, în partea cu capul avea capul împăratului roman, care bătuse acea monedă. Pe partea aialaltă erau efigiile și erau pajură, cum se spune. Steagul sau altă formă. Dar pe una din părți moneda are capul împăratului, regelui, celui ce emite moneda respectivă, șefului de stat care dă ordinul să fie emisă acea monedă. Cel puțin în antichitate era capul împăratului acolo. Și i s-a pus și lui Hristos această întrebare, să vadă, e cu romanii, dacă spunea, da, plătim impozit, plătim taxe, plătim impozite, pentru că stăpânirea romană avea în cucerire, cum ar fi, sau în administrație și Iudeea de atunci, ar fi spus, o, ești trădător, ești de împăratului, gata, nu ești cu noi. Sau dacă ar fi spus, nu trebuie să plătiți impozit. Nu, ăștia sunt străini, sunt păgâni și nu trebuie să plătiți impozitul. Atunci s-ar fi luat, bineînțeles, ar fi fost un reacționar, romanii imediat s-ar fi sesizat, ar fi fost luat drept un răzvrătit și, bineînțeles, și farisei ar fi avut
de câștigat, pentru că imediat l-ar fi dat pe mâna romanilor. Ați văzut, el este conducătorul unei revolte, nu vă vrea stăpânirea Domnului. Gata, trebuie condamnat. Și așa căutau să-l condamne pe Hristos oriunde și căutau să-l prindă în cuvânt, să-l dea, cumva să-l... ca la securitate, știi, ca la fosta securitate. Poate mai facem un dosarel. Și Hristos ce a făcut cu moneda? A luat-o în mână, s-a uitat la ea și a spus: a cui este această monedă, acest dinar? Păi, a romanilor, a împăratului. Păi, plătiți împăratului, dați-i cezarului ce este al cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Adică, plătiți-vă taxele și impozitele la stat, dar lui Dumnezeu duceți-vă și plătiți rugăciunile și curățirea sufletului. Lăsați-vă oameni buni de păcate. Fiți drepți cu inima și curați. Nu vrea Dumnezeu teșchereaua plină. E, totuși, au fost o parte din evrei care s-au răsculat și au fost, de exemplu, Matatia și fiii lui s-au răsculat și au fost numiți zeloți de către ceilalți evrei și chiar de către romani. De ce? Pentru că depuneau zel față de legea evreiască, legea lui Moise, legea pe care spuneau evreii că le-a dat-o chiar Dumnezeu. Și printre ei au mai fost și alții, și Simon Bar Cohba, care erau la un moment dat când s-a ridicat împotriva romanilor și prin războiul său de gherilă din prin anul 132, chiar a avut câștig împotriva legiunilor romane, până când romanii l-au prins la înghesuială și au venit cu legiunile lor și l-a înfrânt. El chiar s-a dat fiul stelei, adică exact ca la Hristos. Și toți au vrut să-l copie pe Hristos. Toți au vrut să-l copieze pe Mesia. Și lui Bar Cohba, fiul Simon Bar Cohba, fiul stelei, adică când s-a născut Bar Cohba Simon acesta, deodată o stea pe cer a apărut. Toți voiau să se prindă de ceva și să arate că sunt Mesia pe pământ. Mai ales într-un popor care era supra-religios, cum era poporul evreu, toate trebuiau să se explice cumva prin venire a lui Dumnezeu, printr-o profeție, prin ceva. Iar adevăratele profeții, bineînțeles că nu au vrut să le țină seama, de adevăratele profeții nu au vrut să țină seama, tot suntem la în postul Paștelui, putem discuta despre asta mai pe larg. Și toate revoltele astea pe care le-au făcut zeloții, adică aceia ce îndeplineau cu zel porunca lui Dumnezeu, de revoltă împotriva Imperiului Roman, s-au soldat cu eșecuri. Matia și fiii au murit. Masada a căzut în anii 73, romanii construind un plan înclinat pe care și-au dus mașinile de luptă și berbecii. Era greu de cucerit Masada pentru că era pe o stâncă, cum v-am spus, și nu puteai să lupți, nu avea ziduri. Zidurile erau doar crenelurile de sus. Nu puteai să spargi zidurile, stânca, nu puteai să o spargi cu mașini de război de la vremea respectivă. Nu existau rachete pe atunci, nu existau Tomahawk sau Iskander, rachetele americane sau rusești. Nu, pe atunci erau catapulte, scorpioni și baliste și tot felul de mașini de luptă din lemn, cu frânghii, ceva lame din oțel și cam atât. Aruncau pietroaie la câteva, poate 102 de metri, poate 300 de metri, depinde de anvergura
brațului cu care balista respectivă arunca o piatră și depindea foarte mult de greutatea pietrei respective. Până la descoperirea prafului de pușcă, acestea au fost artileria, aceasta a fost artileria oricărui stat care era un pic mai dezvoltat din punct de vedere militar. Arcurile, săgețile, arcuri montate pe anumite cadre, pur și simplu ancorate și prinse de oameni, lucrau câte 2-3 la acel arc pentru a-l putea încorda. Arcul de mână era simplu, dar pentru celălalt unde un om singur nu putea să aibă puterea, aveau tot felul de pârghii, tot felul de modalități de a ancora acel arc și trimiteau o săgeată la câteva sute de metri, maxim un kilometru. O săgeată lungă de 2-3-4 metri, asta era artileria de atunci. O piatră de câteva kilograme o aruncau la o distanță de câteva sute de metri. Pentru a sparge zidul trebuiau să fie aruncate sute de astfel de pietre în același loc sau în zone apropiate pentru a putea face la un moment dat o breșă în zid. Mașinile de luptă trebuiau să fie la o distanță destul de mare pentru ca apărătorii de pe ziduri să nu poată trage cu săgețile și să incendieze acele mașini de luptă. Erau mijloace simple pe vremea respectivă. Complicate pentru ingineria de atunci, dar destul de complicat puteai să cucerești o cetate din stâncă. Uitați-vă la cetatea Neamțului pe care avem noi sub ochi astăzi, putem merge, este cea mai apropiată cetate, cred că, de noi din Pașcani. Să vedeți că chiar și pe vremea când erau tulurile, când au apărut tulurile, greu de cucerit și aceasta, pentru că este pe vârf de stâncă undeva și greu poți să pui chiar și tunurile, vremii respective, bineînțeles, să distrugi zidurile din piatră. Tragi cu tunul pur și simplu în stâncă. Nu este rentabil. Stânca rămâne. E, așa și masada a fost construită. Urma că un inginer roman s-a gândit că ce ar fi să construiască un plan înclinat, să adune pietre și câteva luni de zile. Asta au făcut romanii. Sub ploaia de săgeți și de pietre care veneau de la apărători, cu scuturile au protejat o pantă, o rampă din piatră și pământ și bârne, pe care mai târziu, după ce au finalizat-o, au dus mașinile de asalt, turnurile de luptă și berbeci, cu care au putut să distrugă zidul cetății care se afla sus pe stâncă. Și astăzi, dacă mergem la Masada, cei ce vizitează locurile sfinte, Ierusalimul, pot să vadă și vestigiile istorice ale evreilor din Antichitate, ale statului evreu din Antichitate și dacă aveau cumva posibilitatea să vadă Masada și astăzi se vede rampa respectivă construită de romani pentru cucerirea acelei cetăți. Toți au căzut, toți cei ce au fost zeloți au căzut în desuietitudine după aceea. Deci au fost numiți ca fii ai lui Dumnezeu, ai fii ai stelei, fii ai luminii, până când au pierdut. Adevăratul fiu al lui Dumnezeu, care a murit pe cruce și a înviat a treia zi, după Scripturi, cum se spune, pe acela nu l-au ascultat decât o parte din evrei. O parte. Cei ce au răspândit după aceea, apostolii și cei ce au răspândit după aceea, creștinismul în lume. Dar uite, de exemplu, Simon Bar Kokhba, în 132, deci la 100 de ani aproape după ce a fost răstignit Hristos, a murit și a înviat, el tot s-a considerat un fiu al lui Dumnezeu
și a fost numit Bar Kokhba, adică fiul stelei, fiul luminii, Mesia, până când a pierdut și apoi a devenit Bar Kokhba, spus în sau Kokhba, spus în râs, fiul minciunii, nu fiul luminii. Vedeți? Chiar și evreii, pe cei ce îi duceau în pierdere, îi și uitau repede, chiar dacă erau zeloți și se intitulau cei care apără legea lui Dumnezeu, dacă vedeau că pierd, nu le ridicau osanale. Nu. Și nu numeau eroi. Nu. Le-au dus în desuetitudine crezul lor. Cum el a murit, nu trebuia să moară, trebuia să stăpânească, să-i facă pe evrei să stăpânească lumea. Am avut și noi niște zeloți ai noștri. Și în 1938, tot pe 16 aprilie, au fost condamnați la închisoare mai mulți conducători legionari în frunte cu Corneliu Zelea Codrean. Spun că am avut zeloții noștri pentru că legionarii în perioada interbelică au fost zeloții românilor. Au avut acest cult al morții, că nici măcar al vieții nu putem numi. Ponegreau atât de mult democrația, pluripartidismul, nici dictatura nu o elogiau, că nu voiau să fie condusă România de un dictator, ci pur și simplu un mod mesianic, cumva un conducător. La început l-au văzut pe Zelea Codreanu, apoi pe Horia Sima și pe alții, un conducător providențial venit din ceruri, la care românii trebuiau să jure cu viața lor și să-și dea viața pentru apărarea neamului. România trebuia să fie ca soarele pe cer și au introdus în politica românească ceea ce era străin de simțământul românesc și de conștiința românească, asasinatul politic. Ighe Duca a murit sub gloanțele lui lor, i-au numit Nicadori. Apoi ziaristul Stelescu, Mihai Stelescu, care era ziarist chiar legionar, numai că era critic al lui Codreanu. Era anti-Codreanu. L-a numit pe acesta de câteva ori, pe Codreanu, laș, desfrânat și slab orator. Și pentru asta, decemvirii, adică cei 10 apărători ai legii, s-au dus și l-au împușcat pe patul de spital, pentru că săracul Stelescu suferise o operație de apendicită, cu lovituri, după ce l-au omorât, bineînțeles, cu lovituri de topor în cap, era mort, era împușcat, avea 100 și ceva de gloanțe în el. Dar totuși, ca să arate răzbunarea, cântând cântece legionare, cei 10, l-au asasinat pe patul de spital. De aceea, pentru această crimă și pentru altele, au fost arestați Zelea Codreanu și conducătorii legiunii, bineînțeles cumva la ordinul lui Carol al II-lea, care a vrut să scape de Codreanu, de Zelea Codreanu, vedea că se ridică mișcarea legionară și vedea în jur cum au prins puteri mișcarea fascistă a lui Mussolini,
mișcarea hortistă a lui Horthy din Ungaria, mișcarea nazistă a lui Hitler, și vedea cumva cum se apropie nori negri și în politica românească, un fel de nazism așa românesc, dar că îl putem spune, mișcarea aceasta legionară îmbina cultul morții și un naționalism din acesta xenofob de acum. Din apărătoare a din mișcare ridicată din mișcarea apărătoare României de comunism, adică Zelea Codreanu a fost un luptător într-adevăr înfocat împotriva comunismului, a alunecat pe acea pantă a uciderii celuilalt care nu este român. Și prin asta a greșit. Dar și Carol al II-lea a greșit când l-a executat fără judecată. Adică atunci când i-a executat pe Zelea Codreanu plus încă 13 legionari conducătorii legiunii, crezând că dacă decapitează legiunea, legiunea va cădea, dimpotrivă, i-a dat avânt mult mai mare pentru că i-a transformat în martiri, i-a executat împușcându-i, gâtuindu-i, pur și simplu, i-a, în duba de poliție, i-a ștrangulat cu lațul pe toți, și apoi i-au aruncat pe un câmp și i-au împușcat pe la spate ca și cum ar fi vrut să fugă de sub escortă. Au turnat acid pe ei pentru a nu se găsi urmele, dar totul a transpirat și au scos din ei niște martiri și, bineînțeles, la un moment dat, legionarii împreună cu Antonescu chiar au ajuns la putere. Avem un model aproape, aproape, un model de autoritarism care tot pe 16 aprilie, dar 2017, în Turcia, Erdogan a inițiat un referendum prin care cerea puteri sporite președintelui. Au venit din cei 55 de milioane de turci cu drept de vot, au venit vreo 85% 85,43% spun statisticile, și au votat din aceștia o modificare a Constituției în vreo 18 articole. Au votat din aceștia 51,41% au votat cu da și 48,59% au votat cu nu. Opoziția a urlat atunci că s-au mușamalizat alegerile, cumva s-au făcut fraude. Victoria, într-adevăr, a fost la mustața lui Erdogan. Cert este că Erdogan atunci s-a ridicat pe o victorie puternică, după un puci. Bineînțeles, orchestrat probabil tot de el. Vom afla în istorie ce s-a întâmplat. Turcia, totuși, după ce a prins puterea Erdogan în 2017, are un declin economic. Ne uităm acum la alegeri. În marile orașe au câștigat opozanții. Vom observa pe parcurs ce se întâmplă acolo. Totuși, care este discursul meu? Și am făcut o întreagă trecere așa din istoria veche până astăzi, ca să înțelegeți. Autocratismul acesta nu este bun. Strângerea puterii în mâna unui singur partid, a unui singur om, a unei singure găști, a unui grup închis, strângerea puterii nu face bine națiunii, nu face bine poporului, nu face bine niciunei țări. Nu numai României, niciunei țări. Strângerea puterii într-un grup așa elitist face ca acea putere să corupă
și să existe corupție. Puterea corupe, oricum. Dar puterea absolută corupe în mod absolut. Și greu, după ce se osifică acest sistem, greu mai poate fi dărâmat. Democrația, într-adevăr, e cronofagă. Legile se dau mai greu, se parlamentează, se vorbește mult și se fac mai greu, dar dezvoltarea este durabilă. O dictatură este pentru început mai eficientă. 2, 3 ani, 5 ani, puu, ce merge dictatura aia, perfectă. Numai că după ce își câștigă adepții, după ce se osifică, cum spuneam, după ce devine așa un schelet puternic de sus până jos, poporul devine un popor de sclavi, sub o clasă politică subțire, care nici măcar nu este, nu are meritocrație. Nu. Singurul ei merit este că știe să slujească grupului de interese de sus. Atât. Să asculte și să spună da, să trăiți. Trebuie să ne gândim cum să fim patrioți, cum să fim și europeni, cum să fim și democrați, cum să fim și liberali, cum să avem liberali, nu libertini, adică să avem libertatea de a alege, să avem libertatea de a merge, de a ne întruni, de a putea purta cuvântul, de a avea libertatea cuvântului, dar nu neapărat a înjurăturii, de a ne respecta țara, de a ne iubi, de a ne iubi familia, de a vrea să progresăm și de a face tot ceea ce este posibil pentru fiecare, să avem progresul și să depunem fiecare efortul pentru progresul societății. Da, suntem pentru asta toți. Suntem pentru asta toți. Dar de aici și până la a înființa din nou o autocrație în care doar 2-3 să fie sus acolo, iar restul sclavi pentru vecie, nu e bine. Spunea cineva despre Hitler și despre naziști. Le-au promis, au cerut poporului german libertatea în schimbul ordinii, că ei vor instaura ordinea, dar le-au cerut să le dea fiecare o parte din libertate. Să nu mai fie atât de liberi în concepție, în mentalitate, în schimbări, în alegeri. Și ei au spus, da, nu mai vrem să fim liberi, te acceptăm pe tine, Hitler, și la sfârșit, când s-au trezit, nu mai aveau nici libertate și nici ordine nu mai aveau. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și discutăm după pauză. Pauză, te rog. Care este cel mai frumos cadou pe care îl poți oferi copilului tău? O jucărie nouă? Sau poate un cățeluș? Cel mai frumos cadou este copilăria. Este tăvălitul prin noroi în după-amiezile ploioase cu ceilalți copii. Este vacanța în ograda bunicilor. Copilăria este zi de zi o nouă aventură. Însă nu e lipsită de pericole. Copiii se pot îmbolnăvi foarte ușor. Noi, cei care avem grijă de ei, trebuie să-i protejăm la fiecare pas. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Vaccinurile sunt o cale sigură de a preveni boli mortale.
Avem nevoie de repere ca de apă, ca să nu ne dicteze valurile direcția. Avem nevoie de repere ca de pământ, ca să avem de ce să prindem rădăcini puternice la noi acasă. Avem nevoie de educație ca de un reper, pentru că educația dă direcția unei vieți și a unei țări. Iar prima calitate a unui reper este aceea de a fi stabil, stabil ca un plan de țară. Educație raportată la echitate, calitate, respect, viitor. O Românie educată e construită de fiecare român în parte și de toți românii la un loc. Vreau să trăiesc în România educată. Susține platforma România Educată, un proiect prezidențial cât o întreagă țară. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. Se apropie alegerile europarlamentare. De aceea, la fiecare emisiune, voi mai vorbi câte un pic despre aceste alegeri. Sunt cele mai importante din istoria Uniunii Europene și din istoria noastră, chiar, de când am intrat în Uniunea Europeană. De ce sunt foarte importante? Pentru că de la începutul Uniunii Europene până astăzi, Uniunea Europeană a crescut. Nu a fost împiedicată de crize. Acum trece, a trecut prin crize economice, trece prin crize de identitate, îmbinate acestea, crize de identitate, pentru că în continuare este o a doua criză economică prin care trebuie să treacă Uniunea Europeană. Și se prefigurează așa două curente. Unul globalist, unul cu o Uniune Europeană libertină, nu liberă, care să aibă cât mai mult spre un libertinaj așa, orice, ne permitem de toate. Libertăți pe... Hai să aducem, să intrăm în Uniunea Europeană cu cât mai multe mase de neeuropeni, adică tot felul de popoare venite din Nordul Africii, din zona neeuro, neeuropeană, nu, că nu zona euro cu banii, mă refer, nu zona euro, în zona neeuropeană, din Siria, de peste tot. Migranți, să aducem pentru că de ce? Nu știu. Dar hai să aducem. Cote de impuse, cote cumva de migranți de undeva de sus, o autocrație așa deodată în Europa asta, dom'le, nu, trebuie să primești tu România atâtea cote, atâta la sută. Stai puțin. Noi suntem aici în Uniunea Europeană, un club de state care discutăm totul cu cărțile pe masă. Suntem europeni. Pentru că nu vrem o Europa cu 7 viteze, cu 2 viteze, nu. Am spus că toți suntem egali. Înțeleg că nu poți să fii o România egală cu Germania. Bun. Da. Hai să nu mă trezesc că nu știu care de prin Asia asimilat de către neamț rapid, ăla e mai european și mai cetățean decât mine românul, care sunt și eu în Europa. Și cotizez. Eu vin, România cotizează la Uniunea Europeană cu bani, mulți. Deocamdată încă nu și-a tras atât de mulți bani cu care, pe care îi plătește. Adică noi, România,
plătim către Uniunea Europeană pentru a face bugetul european, dar noi n-am reușit să retragem mai mulți bani, să fie eficientă cotizația asta noastră pentru dezvoltarea noastră. Și asta nu înseamnă că nu sunt european, că nu sunt român, că nu vreau să mai rămân în Europa. Nu, asta înseamnă că trebuie să fiu un european mai eficient. Și trebuie discursul meu purtat acolo de către oameni eficienți, care vor să dezvolte România. Nu oameni care să pupe în spate mai la sud, așa, pe alții, pentru a primi și ei niște postulețe pe acolo, niște funcțioare. Nu oameni care să le facă serviciile marilor corifei din această Uniune, ci mai degrabă oameni care să ne reprezinte pe noi cu adevărat. Că noi suntem români și noi și europeni. Și hai să facem ceva și pentru România noastră. Dacă tot e parte din Europa. Să mă simt cu adevărat român și să mă simt cu adevărat european. Să am și un nivel de trai mai crescut, să am și eu aceeași, dacă sunt fermier, să fiu la fel de apreciat ca și fermierul francez și tot așa. Dar asta nu se poate face decât cu înțelepciune, nu se poate face cu ură, nici într-un caz. Când discern ce și cum să alegi, trebuie să o faci cu mintea limpede. Trebuie să te rogi la Dumnezeu, bineînțeles, pentru înțelepciune, ca să ți-o dea, să știi ce să alegi. În nici într-un caz cu părtinire și cu ură. Pentru că atunci vei alege visceral. Iar totdeauna când ești ceva visceral, nu este înțelept. Dragii mei, acestea fiind spuse, să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune, că avem nevoie. Anul ăsta și la anul avem foarte multă nevoie de înțelepciune. În rest, totul vine de la sine. O seară frumoasă vă doresc. La revedere!